să vă conving eu să cumpărați o mulinetă de genul ăsta. Și vorbind despre mulinete, vreau să vă învăț ce înseamnă, de fapt, acest ansamblu, pe care puțin îl văd în, mulți îl văd în stand, dar mulți nu știu ceea ce cumpără. Și cred eu că percepțiile pescarilor despre mulinete, marea majoritate, sunt greșite. La cei fără experiență. Dacă vorbiți cu orice pescar de experiență, unul care merge regulat la pește, o să vedeți că va fi și omul care investește cel mai mult într-o singură piesă, aici. Și vă dau un singur exemplu. Asta e o lansetă de-a mea. Piesa asta de aici costă 20 de milioane, adică 2000 de roni, și lanseta asta costă 200 de roni. Și poate ați zice, băi, e și mai mare și mai mică, dar e foarte importantă. Și nu dau 200 de ron doar că scrie pe ea Shimano sau doar că scrie pe ea Stella. Și dau dintr-un singur considerent. Așa cum vă cumpărați dumneavoastră pantofii. Deci, dacă ați merge de la baie la dormitor, vă ați duce într-o pereche de papuci. Și vă costă 10 lei sau 5 lei. Dacă vă duceți la munte, vă cumpărați o pereche de bocanci. Zăpadă, impermeabil, să poți să mergi altfel, te uzi. Așa sunt și mulinetele. Investiția într-o mulinetă trebuie să fie gândită foarte bine, nu singur considerent, de câte ori ieși la pescuit. O să găsiți, dacă vă duceți la standul Total Fishing, un catalog, iar pe acest catalog o să găsiți adresa mea de internet. Bior.ro. De asemenea, o să găsiți și pe răpitori în articol scris de mine cum să-ți alegi muleta. Și nu înseamnă că scriu, du-te și ia-ți un Shimano că e cea mai bună. În final o să realizați dumneavoastră treaba asta, vă las pe dumneavoastră. Dar o să înțelegeți că sunt niște criterii pe care le percepeți greșit. În ce mod? Tot ce și întrebați, am văzut marea majoritate câți rulmenți are. Ăla nu e un factor. Pentru mine nici nu mă interesează câți rulmenți are. O să întreb așa. Ce tip de rulment are în interior? De ce? Pentru că sunt rulmenți și rulmenți. Vă dau un singur exemplu. Rulmentul ăsta de la Galet are o gaură aici. Era făcut special în primele versiuni, deci vorbind de o mulinetă de 6 ani, ca să iei o picătură de ulei și să o pui la Galet. Generațiile noi de mulinete au venit cu rulmenți, apropo de rulmenți, că vorbim de rulmenți, cu rulment capsulat. Ce înseamnă asta? Că nu mai ai nevoie să pui niciun ulei. Au scos uleiul din interiorul mulinetelor și pe o logică. Mulinetele vechi aveau aici o piesă care se desfăcea. Marea majoritate a pescarilor, inclusiv eu, la fel, fără să mă documentez, desfăceam ăsta de aici, puneam uleiul. Ziceam, băi, pun ulei în ea ca să meargă mai bine. Praf! Puneam uleiul, s-a amestecat cu vaselina specială, îmi scotea uleiul și vaselina, în două luni de zile era pe butuci. Nu mai era bună. Mamă, ziceam, ce proastă mulinetă, eu am greșit. E, acum au scos uleiul și din acel motiv. Deci, vă recomand să nu desfaceți, să o faceți dumneavoastră, decât să vă duceți la cineva pregătit. Și acum, ca să pot să las catalogul ăsta din mână și să vă spun două cuvinte despre el și vă spun că trebuie să-l aveți, dintr-un singur motiv, care e foarte important. Sunt niște instrucțiuni de folosire a vopselor Rapala. Ok. Bineînțeles că nu trebuie neapărat să cumpărați Rapala. Și nu vă forțezi, cumpărați un vopsel, luați așa asemenea catalog. Dacă mă căutați pe internet, vedeți pe spate, să le găsiți, sunt free of charge, nu trebuie să cumpărați niciun vopsel. Practic, eu am realizat un lucru, că oamenii vin la bazin în fiecare an, la mine sau la alții, văd ce face băiatul ăla mic, mai îl văd și pe unul, prezint 7 voblere și devine o salată, așa, nu mai înțeleg nimic. Aolo, dar ăla cum trebuia să-l port? Parcă trebuia să-l trag repede, ăla trebuia să scufund, ăla trebuia să trag mai ușor, altul mai tare. Și atunci am realizat că ce trebuie noi să facem, ce trebuie eu să fac, este să vă învăț cum să folosiți aceste voblere. Și încă o dată spun, nu trebuie neapărat voblele de la Rapala, ci puteți să cumpărați orice alt voblă. Atunci, în momentul în care veți avea toate informațiile, atunci o să ajungeți la o anumită performanță, destul de simplu, să prindeți pește. Că, de până la urmă, asta ne interesează pe noi. Ca dumneavoastră să prindeți pește, să deveniți alături de noi contribuabili la această piață mare de pescuit. Și vă arăt un wobbler și am început cu un wobbler așa de mare și așa de agresiv să vă atrag atenția, dar și să vă spun un secret.
Mălucă mare nu înseamnă neapărat pește mare. Sunt mulți care fug de așa ceva. Dar încă o dată mă întorc la mulinetă. Dacă folosiți năluși mari și vreți să prindeți pești, și nu vorbesc neapărat mari, trebuie să știți că o încărcare mare pe lansetă afectează direct ansamblele din interior. Și vă mai spun un secret. Câți bani veți da pe mulinetă, atâta o să vă țin. Dați mult, vă ține mult. Dați puțin, vă ține puțin. De ce? Pentru că asta e care are capătul de linie, una dintre ele, piesa centrală aici provine din industria aeronautică. Și nu glumesc. Sau generațiile noi sub astea, o piesă Hagane se numește. Poate ați auzit unii dintre dumneavoastră. E o piesă de aluminiu făcută de japonezi la rece. Practic e o piesă trasă printr-un ansamblu, o bucată de aluminiu trasă la rece, presată și este o piesă principală, un angrenaj principal ăla care e cel mai de forță. Ok, și atunci vă arăt o nălucă, cum evoluează ea pe suprafața apei. Și dacă aveți curiozitatea să vedeți ce face această nălucă, puteți să mă căutați de asemenea pe internet și o să vedeți niște multe știuci prinse live. Adică o să vedeți că am o cameră de la vedere pusă aici, arunc năluca foarte departe, pentru că se duce foarte departe datorită dimensiunii și greutății. Partenerul de lângă mine se și vede că nu prinde nimic, da? Nu zic că nu e pescar, dar nu dădea cu ce trebuie. Și eu prindeam la fiecare lanseu, el nu prindea. Și deci, un singur considerent. E o nălucă care imită ștuca și se știe că ștuca este carnivoră și avantajul este că ștuca, practic, în momentul în care nu se hrănește, pentru că o lingură pe care aveți dumneavoastră întrusă, ea trezește sau pornește sentimentul de hrană al ștucii, pentru că aia e hrana ei, dar în schimb acest element, această nălucă sau năluși similare, cu dimensiuni mari, care imită o ștucă, atunci va trezi instinctul de atac. Da? Deci e altceva decât de hrănire. Dar atunci, eu spun un lucru, credeți că eu sunt, și eu spun și repet de atâtea ori, credeți că sunt eu mai bun pescar decât dumneavoastră sau decât dumneavoastră? Nu, eu sunt la fel, numai că sunt mai bine documentat și mai răbdător. Mă duc într-o zonă în care văd că e pește și încep să-mi experimentez. Zic, băi, ia să dau și cu aia, și cu aia, și... Bineînțeles, eu totdeauna am spus și am scris multe articole, am spus așa, un pescar bun, nu e un pescar care are tot felul de articole, sonare, dau zeci de milioane, bărci, te duci tare, pescuiești prost, am spus-o de o grămadă de ori, important să fii atent, atâta tot. Să fii atent, ce se întâmplă în apă, băi, de ce? Și să experimenteze, să se documenteze. Acum piața e plină de tot felul de năluși, de lansete, de mulinete, nici nu mai știi pe care să le iei. Dar dacă te documentezi, ajungi la un rezultat inevitabil cel mai bun. Vei avea ce ai nevoie mai bun în diferite momente. Și atunci încep să experimentezi. Dacă luați și un voblă de la Rapala și aveți și catalogul ăla, o să realizați, mai ales că vă spun o chestie. Așa ceva nu veți găsi nicăieri în lume. Și de ce? Pentru că a existat un băiat mic de statură, așa, care a zis, bă, hai să depun puțin efort, pentru că nu puțin, e chiar foarte mare efort, să le spun la oameni, uite așa. În general, se recuperează linear, constant, cu cercuri scurte din vârful lansetei. Adică spune exact, bă, uite, voblerele astea pe care le cumperi, se pretează la ștucă, la vat, la biban și le recuperezi în stilul ăsta. Le-am încadrat pe diferite stiluri și pe diferite adâncimi. De exemplu, ăsta este adâncime între 0 și 1,5 metri. Deschizi catalogul și ideea mi-a venit în urma unei aplicații, tot de Rapala făcută. E o aplicație, s-ar putea să apară și la noi, sper, dar că nu înțeleg de ce nu apare peste tot, în care te duci și bași condițiile tale de pescuit și zici, ia apa adâncă, e nu știu ce cutare și spune cam tipul ăsta de voblă. Numai că problema la aplicație că trebuie să ai și magazinul lângă tine. Aici e pentru că zice, tipul ăsta de voblă, aoleu, nu l-am. Și știți, legea lui Murphy, că întotdeauna, tocmai ăla care îți trebuie, nu l-ai atunci. Da? Deci, încă o dată, mă întorc la mulinete, să vă mai spun un singur lucru. Documentați-vă și alegeți-vă mulineta în funcție de câte ori ieșiți la pește, o să ajungeți la o anumită sumă, o mulțiți cu 2 și vă cumpărați mulineta. Nu contează care e. Și de ce cu 2? Pentru că totdeauna bugetul pentru mulinetă va fi cel mai mic, mai ales că e din fondul care nu știe nevasta, știe toată lumea. Da? Și întotdeauna va fi extrem de mic. Dar nu, dați mai puțin pe lansete sau pe altceva și dați mai mult pe mulinete. Și vreau să vă arăt o mulinetă, prima mea mulinetă, din 2005, din 2004, de când a prins primul meu șalău.
Și nu vă spun, pe mine lumea mă cunoaște, nimeni nu cumpără de la mine lansete și mulinete. Asta vă garantez, pentru că știe că am grijă foarte mare de mulinete. Adică sunt un distrugător, n-are. Pescuiesc cu ea pe mare în ghilimele, la șalău, în mare, și nu glumesc, pe nisip. Pescuiesc cu el în toate felurile. Încă merge și încă dau cu ea la ștucă. De asemenea, am și în capătul celălalt Ferrari, următorul model, F-ul de la... E cam la nivel de preț, la momentul în care am cumpărat era la fel. Dar, vedeți, asta eu las și lui Fim. Și după ce mi-am bătut joc de ea. Cam așa e la mine. Ok, am să vorbesc acum despre lansete. Și ce-mi place cel mai mult este să vorbesc de o comparație între casting și spinning. Pentru că, încă o dată, nu vreau să înțelegeți că ce facem la bazin se rezumă strict să vă consume banii din buzunar, cu toate că esența la final asta va fi, dar trebuie să știți de ce. Și vă spun imediat. O lansetă de spinning se pretează în anumite cazuri, dar în alte cazuri se pretează lanseta de casă. De exemplu, sunt pescari de casă, cu care am vorbit și cu ei mai devreme, în care preferă lansetele de casă datorită profilului mic. Foarte ușor de pescuit cu ele, într-adevăr. Dar vă mai spun eu un secret. Lansetele de cast, din aceeași gamă de preț, sunt mai rezistente decât lansetele de... Mă scuzați, mulinetele de cast, din aceeași gamă de preț, sunt mai rezistente decât mulinetele de spin. Și asta din proprie experiență. Castul se pretează în lucilor grele, da? Deci sunt mult mai rezistente și nu intru acum într-o polemică, că trebuie să stăm mult de vorbă. E vorba de așezarea pinioanelor din interior. Dar atenție la producători, la toate mulinetele, trebuie să vă gândiți că producătorii de calitate, și special aici vorbim, piața japoneză este de departe, îi știți, peste tot, aia mici muncesc bine, muncesc extraordinar de bine și fac cele mai. Ce diferența față de Shimano, față de principalii lui competitori, să zic așa, este că ia un lucru elementar care îi ajută să selecteze cele mai bune piese din interior. Toată lumea știe și Shimano asociază cu bicicletele. Și mulți fac glume. Cine, domne, fabrica aia de biciclete vinde mulinete? Da, fabrica aia de biciclete prinde o experiență pe care niciun alt producător nu o prinde. În ce sens? Dacă la o mulinetă o avem în trusă, vedeți ce frumos arată. Cu praf, fără praf, băgată în trusă, ferită de apă, de vânt. La biciclete nu e așa. Și cred că și bicicleta mea asta arată la fel și tot Shimano scrie pe el. Sunt lăsate în garaj, aruncate nisip, praf, apă. Acolo Shimano trebuie să facă niște componente extrem de rezistente, să reziste în praf. Nu degeaba, la iCast, anul trecut, și nu numai anul trecut, dacă vă uitați, băgați de curiozitate Shimano Premii. Și o să vedeți, aproape la fiecare an la iCast, Shimano câștigă la un singur capitol, la rezistență. Mai câștigă și la altele, dar asta e cel mai important, la rezistență. Și cum vă dați seama care e rezistența la o mulinetă? Hai să vedem. Știe cineva care își dă seama care, până la urmă, care e diferența? În bani? Da, se reflectă, e drept. Dar știți care e? Forța mulinetei, dragul. Aia este rezistența la o mulinetă, dragul. Capacitatea lui de tracțiune, la fel ca la o mașină. O mașină de calitate, poate ați văzut, sunt din gamele mici, sunt cu motoare mici, dar marea majoritate au motoare mari, se reziste în timp. Așa e și Shimano. Dacă te uiți la dragul mulinetelor de la Shimano, va fi cel mai mare comparativ al producătorilor. Și el e un criteriu important, de la fel ca și caii de la mașină. Ai 100 de cai sau ai 50 de cai? Ai motor de 1100 sau de 1400? Nu trebuie să întrebi de rulmenți și nu trebuie să întrebi de alte criterii. Știu eu altele. Ăla e cel mai important. Dom'le, cam ce drag are? Vă spun că 90% din vânzătorii pe care îi veți întreba nu o să știe treaba asta, să vă zic. Ce drag are? Păi stați așa că nu știu, să mă uit pe internet. Rar când vezi unul care știe așa ceva. Și tocmai nu știu, pentru că nici nu interesează. Lumea nu întreabă de așa ceva. Dacă lumea ar întreba, și-ar da seama de fapt că în asta constă forța unei mulinete. Bineînțeles, forța e atrasă. Una e să tragi o mulinetă din gama 2505 kg și alta e să tragi 4 kg. Chiar dacă pare puțin, e destul de mult într-o mulinetă. Deci rezistența e dată de capacitatea de drag. Și atunci, cu cât mulineta va fi mai rezistentă, cu atât valoarea ei în timp se va menține. Ok, aș vrea să discutăm puțin și despre lansete, pentru că la fel ca și la spinning vorbesc, și am să încerc un lucru foarte simplu.
după cum am văzut și după cum știu, marea majoritate a pescarilor nu sunt de spinning, sunt pescari de grab.